domnul consilier. Am fost convocat astăzi 31.07.2020 pentru a lua parte la lucrările ședinței ordinare cu următoarea ordine de zi. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropiere pentru cauza de utilitate publică a unui imobil proprietate privată situat pe amplasamentul unor lucrări de interes public local. Inițiator, domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a obiectivului de investiție, achiziții, servicii de actualizare, realizare planului urbanistic general și a regulamentului local de urbanism al Comunei Horgeș de Bacău, inițiator domnul primar Ciorabă Gheorghe. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Horgeș de Bacău la data de 31.07.2020, inițiator tot domnul primar Ciorabă Gheorghe. Iar la numărul 4 avem întrebări și interpelări. Supunem la vot ordinea de zi, în forma prezentată. Cine este pentru? Împotrivă sau abține? Împotrivă, abține. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun spre aprobare procesele verbale. Deci primul de la ședința ordinară din 30.06.2020. Cine este pentru? Avem împotrivă sau abține? Și mai avem un proces verbal de la ședința extraordinară din 17.07.2020. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Vă mulțumesc. Dăm drumul la ordine de zi, începând cu primul punct, care este un proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropiere pentru cauza de utilitate publică a unui imobil proprietate privată situat pe lansamentul unor lucrări de interes public local. Domnul primar, aveți cuvânt. Mulțumesc, o să vă spun câteva aspecte pur administrative, urmând ca la aspectele tehnice să adresați întrebări și o să vă răspund atât eu cât și domnul secretar din punct de vedere legislativ a prezentului proiect de hotărâre. Așa cum am discutat și în ședința anterioară, prezentul proiect de hotărâre a venit în urma problemelor care le întâlnim la obținerea autorizației de construcții pentru alimentarea cu apă și canalizare. Având în vedere că în discuțiile pe care le-am avut cu proprietarul terenului, cu suprapunerea acelor două cărți funciare pe terenul respectiv, nu am ajuns la niciun numitor comun, am luat decizia din punct de vedere legal ca să facem această expropiere în interes public pentru a obține viza OCPI la exasul de carte funciară pentru drumul respectiv. Știți, prea bine v-am explicat drumul de la care duce prin spate la Vasului Matei, de la podul Galerii, care va duce spre stația de epurare. Am contactat un evaluator care a făcut prezenta expertiză, evaluarea terenului respectiv, pe care v-am înaintat-o la mape. S-a ajuns la sumă respectivă, dumneavoastră să punem spre discuție și spre aprobare prezentul proiect de hotărâre în vederea aprobării acestor proceduri și următorii pași, o să vă explic ce m-a spus domnul secretar, care sunt pentru a putea intra în legalitate și a putea să dăm drumul pentru obținerea autorizației de construcții pentru proiectul de apă și canalizare. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul primar. Înscrieri la cuvânt, vă rog. Deci, domnul Dămă. Mai dorește cineva? Lăsăm lista deschisă. Domnul Dămă, aveți cuvântul. Mulțumesc. Așa cum am atras atenția de mai denumărate ori în cadrul ședințelor de Consiliul Local, aș vrea să facem o recapitulare a ceea ce înseamnă acest proiect și evoluția lui, pentru că acest proiect are o procedură inițiată în octombrie 2015. Deci suntem la aproximativ 5 ani de când au fost demarate procedurile pentru acest proiect de apă canalizare. El a fost aprobat în
septembrie 2016, de acolo la componența Consiliului Local. Știm cu toții ce a urmat după aia, acea majorare a indicatorilor tehnico-economici care practic a dublat investiția Comunei Horgești, care ajunge în acest moment la 144 de miliarde vechi, ca să înțeleagă toată lumea, bani pe care Comuna Horgești nu îi va putea susține niciodată din bugetul propriu. Iar noi astăzi suntem puși în cauză să votăm un proiect care el trebuia finalizat încă din aprilie anul curent și ni se spune că acum s-a descoperit că nu putem obține nici măcar autorizație de construcție. Eu în momentul ăsta vreau să văd pe listă niște vinovați. Vreau să văd niște vinovați care răspund de faptul că noi plătim de la bugetul local în acest moment penalități și dobânzi. Nu doar anul ăsta, de vom plăti cu siguranță până în decembrie 2023, când este termenul limită maxim, până când acest proiect va trebui să fie finalizat. În caz contrar, pentru că fiind un proiect pe fonduri europene, regulile sunt stricte și nu mai putem jongla cum vrem noi, vom risca ca primăria Comunei Horgești să intre pur și simplu în faliment. Pentru că va însemna să returnăm și banii europeni și va însemna că toți banii care nu au fost folosiți pentru absolut nicio investiție în ultimii 30 de ani în Comuna Horgești, să fie risipiți pe apa sâmbetei din cauza unei administrații, din punctul meu de vedere, incompetente. Vreau să subliniez faptul că am depus o solicitare pentru a vedea dacă pentru proiectele europene în primăria Horgești s-au obținut majorări salariale. Conform legii, prin dispoziția numărul 808 din 18 decembrie 2017, se acordă începând cu data de 8-12 domnului Ciurabă Gheorghe și doamnei Temea Luminița Adriana o majorare a indemnizației în cuantum de 25% până la terminarea duratei de implementare a proiectului. Eu în acest moment îi acuz oficial pe domnul Temea și pe domnul Ciurabă și pe doamna Temea de faptul că au tergiversat și că nu s-au interesat de bunul mers al acestui proiect și tot acest timp ei au beneficiat de sporuri de sute de milioane la salariu. Deci astea sunt cifre reale. Mergem mai departe. Conform legii, ei au avut acest drept, dar numai până în anul 2018, pentru că în anul 2018 s-a venit cu o hotărâre de guvern pe care a fost stipulat clar că nu poți să spui 20%, până atunci a fost, puteai să iei 25% pentru indiferent câte proiecte pe fonduri europene aveai. Însă în 2018, prin hotărârea de guvern, a fost stipulat clar că poți lua 15% spor la salar pentru un proiect pe fonduri europene, 20% pentru 2, 25% pentru 3. Comuna Horgești nu a avut niciodată 3 proiecte pe fonduri europene, ci a avut maxim 2, și anume achiziția unui buldo excavator care s-a terminat în decembrie 2018. Și de atunci acest proiect de apă canal, care nici acum, așa cum domnul primar ne solicită astăzi, nu are autorizație de construcție. Din vina cui? Deci singurul scop a fost doar ca să vă luați spor la salarii în toată această perioadă. Cine răspunde? Firma de consultanță? Dați în judecată. Deci dacă ei nu au făcut un proiect cum trebuie, dați în judecată să ne recuperăm banii. Dacă nu vă asumați acest lucru, din punctul meu de vedere, vă faceți automat responsabil atât de furt din bani publici, ceea ce luni o să fac documentația atât către Curtea de Conturi, către Prefectură, către APIR, pentru să vedem unde sunt și cum vă justificați toți acești 5 ani în care noi am bătut pasul pe loc. Eu o să votez pentru acest proiect doar din respect pentru cetățenii Comunei Horgești care merită apă și canalizare, dar le spun foarte clar că tandemul Ciorabă-Temea nu va duce niciodată la îndeplinirea acest proiect. Mulțumesc! Doamna Temea. Da, este adevărat că am beneficiat de acel spor și beneficiez în continuare de un spor, nu este în cuantum de 25% în prezent. În acea comisie a făcut parte au făcut parte și funcționari din primăria Horgești, inclusiv doamna contabilă Popa Maricica. Și se vede că nu se anunță că a făcut parte. Eu am făcut scris, am dovadă că am făcut scris și s-a repartizat la contabilitate în cazul în care am luat un leu în plus care nu i-a venit să mi se oprească. Dânsa n-a făcut niciun demers. Deci haideți să fim corecți și să prezentați exact lucrurile cum sunt.
doar că trunchiați ca întotdeauna adevărul, că vreți să dați numai în... Dispozițiile le decide doar primarul comunei. Și atunci eu, dacă primarul decide... Să nu mintă în ședință. Nu, eu nu mint nici în ședință și în afară. Vreau să trunchiați adevărul și în ședință și în afară. Deci spuneți, dacă spuneți că primarul dă dispoziție, cu toate că așa este, dă dispoziție, dar nu că e vina dânsului, că în comisie vreți să-mi spuneți de ce răspunsul doamnei Povancic a fost când n-am mai putut să beneficieze de acel spor, că nu renunță și nu mai vrea să facă parte din comisie și chiar specifică pe motiv că nu poate beneficia de acel spor, înseamnă că ajungem la concluzia că acel spor, de fapt, pentru acela a fost și de la contabilitate. Haideți să fim corect și lăsați, nu încercați numai să loviți, oamenii știu despre ce este vorba, știu. Dar fiți corect, da? Vă rugăm frumos, strig la ordinea de zi, la punctul de pe ordinea de zi. Lăsați asta. Are cuvântul domnul secretar, domnul Mitică și apoi domnul Boboc. Domnule, hai să discutăm să punem despre aprobare proiectului de hotărâre. Iar discuțiile care sunt, că au luat în plus, că au furat, că n-au furat, să le rezolve. Să le rezolve, dar nu-i competența noastră să constatăm, să facem. Dacă ne poate să dacă ne poate cetățenii comunei Burgești, este. De puțin pică răbdare. Nu-i competența noastră. Curtea de conturi a zis că sesizați foarte bine, va constata, probabil vine anul ăsta. Mai sunt și alte organe, afir sau... Până la urmă, parchet și alte probleme. Noi să disperăm cu proiectul ăsta de hotărâre. Deci, faptul că s-a întâmplat cartea funciară a persoanei fizice respective să fie inclus și drumul de acces, nu se putea descoperi decât în momentul când te-ai dus ca să ceri avizul de la OCPI. Pentru că atunci când se face documentație pentru cartea funciară, de regulă, de regulă, domnii cadastriști sau cadastriști, nu prea vin la primărie să ceară plan de situații și etc. etc. S-a făcut ca de funciară, cum s-a făcut și la căminul Răcător, s-a impus bucata aia de cămin de teren acolo. Și acum s-a întâmplat. Decât să se meargă în instanță, ca să dureze 2 ani de zile sau 3 sau poate și mai mult, ca să anuleze sau să modifice cartea funciară, mi se pare că a fost singura soluție legală și rapidă, ca să nu mai tergiversăm acest proiect. Pentru că, dacă stau bine și mă gândesc, proiectul ăsta, într-adevăr, este în 2005, a aprobat în 2016-17 sau în octombrie, iar de atunci, de câte ori a fost discuții din proiect, au fost și câteva persoane care tot timpul s-au obținut sau au fost împotrivă. Deci, acum, din respect pentru cetățenii comunei Burgești, hai să-l grăbim, justa asta despăgubirii, cum prevede legea cu justă și despăgubirii care este prevăzut aici, asta e, trebuie să plătim banii, este respectul și să-i dăm drumul la proiect. Că se va termina în 2023, că nu se va termina, când vom intra în faliment, vom vedea noi cu treaba asta. Dar atunci dați dumneavoastră o soluție, domnul consilier, care ar fi ca totuși din respect pentru cetățenii comunii Hodgești care au nevoie de apă să meargă proiectul ăsta. Deci, care ar fi propunerea dumneavoastră ca să modificăm proiectul ăsta de hotărâri, să facem o propunere și să nu intrăm în faliment, să nu... problemele astea. Deci asta este părerea mea. Dacă nu aveți totuși, aveți o discuție contradictorie cu cei doi, cu care sunteți probabil în competiție sau veți intra în competiție, astea sunt problemele dumneavoastră, nu sunt problemele noastre a Consiliului Local. Pentru că și așa, vor începe discuțiile astea și nu-i de așteptat, nu, cu acuzații, sunt organe care pot să cerceteze, ce rost ar vrea să facem exact la proiectul de hotărâre. Asta este părerea mea. Vă mulțumesc, domnul Boboc. Domnul Boboc, aveți cuvântul. Domnilor consilieri, la baza acestui proiect de apă și canal sunt meritele domnului ex-primar, domnul Dan. Dar de atunci încoace, suntem și noi, nu a pus nici pe domnul primar, nici pe doamna Vinci, dar de atunci încoace și noi, consilierii locali, suntem întrebați de locuitorii comunii, de ei care trebuia să beneficieze, doamne, când se începe, cum se începe? Doamne, actuala conducere a comunii noastre care trebuia să ia în calcul problema asta, ne scoate câte un aviz la 3 ani.
din 3 ani, că mai trebuie o aviz, că mai trebuie... Acum începe, în primăvara asta, acum peste 2 luni, acum și tu mai scoate o aviz de atâția ani de zile. Niciun interes n-a fost. Niciun interes ca să se ducă la capăt proiectul ăsta. Chiar n-a fost. Că trebuia făcut așa cum trebuia făcut, domnule. Ne-am săturat tot de dus, parcă suntem copii de grădinițe, noi ăștia de la consiliul local. Da, că se începe acum, că se începe mai încolo, că mai trebuie un aviz, că mai trebuie autorizații. Și ăsta, domnule, s-au făcut cu cap proiect și tot ce trebuia făcut deodată. Și acum ne pomenim că acum e pe ultima sută de metri că vin alegeri, hai ca să dăm bătăi și mai merge vreo câțiva ani și am cheltuit atâtea miliarde și bani grei și s-au luat bani unii. După cum înțeleg, că nu prea înțeleg cum e treaba asta, dar de spusele domnului de Moc, am înțeles că unul vine viziază, să groașă suma la salar. Dacă se groașă suma la salar, trebuie să fie fost interes pentru acest proiect. Dar nu ne mai jucăm de-a proiectele așa și de a îngrămâni de la bani, așa, pe o cale care încă nu e rezolvat. Cam atâta, mă. Domnul președinte, doar o sigură întrebare, eu adresez domnului primar. Domnul primar, bănuiesc că sunt și vinovați în afară ce se discută aici în sala asta. E cel care a întombit niște acte și a pus-o în proprietate pe doamna respectivă, care are dreptă de folosința drumului. Bănuiesc că aveți de gând să acționați în judecat pe domnul inginer sau pe doamna respectivă. Explicați-ne pașii care trebuie, banii ăștia trebuie să fie recuperați, din câte observ. Vor trebui recuperați. De undeva. Hai să încercăm să luăm situația referitorul la acordele, nu pot să zic altfel. Da, mulțumesc pentru al domnul domnul, ca să încerc din ordinea cu dispoziția, într-adevăr, este dată, conform legii, așa cum spuneți dumneavoastră, că, ca de obicei, eu, domnul domnul, a făcut un obicei când a denaturat adevărul și continuu pe aceeași linie, din problema dumneavoastră, a afirmat o chestie, că s-a luat sute, deci sporuri de sute de milioane. Domnii mei, o dăm penibil. Dacă vreau să vă spun diferența de salariu ca să, pentru cultura doamnă, este în jur de 5 milioane. Dar pentru 500 de lei... 25% înseamnă 5 milioane? Nu, la ora actuală, când trecem salariul no, dispozit. Dar azi, bine, cine denaturează în acest moment? Nu. A fost 10 milioane. 10 milioane. Asta înseamnă pe an 12.000 de lei. Vorbim de 100 de milioane împreună cu Dalmatenea. De 100 de milioane. Cel puțin 500 de milioane. Cel puțin. Nu, dar facem dialog. L-am ascultat. Nu vă ascultiți. De asta facem dialog. Domnul Democ, eu ieri din ședință am terminat discuția, pentru că nu purtați masca regulamentară. Da, domnul Democ. Uite, bun, aici. Ați avut așa, asta e problema. Bun, v-am ascultat, nu v-am întrerupt, dar nu denaturați adevărul, încă o dată spun. Sunt dispoziții, da, să vină orice organ de control care poate să verifice. Eu n-am furat niciun ban, am un conform legii, erau niște drepturi ale noastre și ale comisiei pe care le-am dat, comisiei care au lucrat la proiecte. Deci nu am făcut ceva ilegalitate. Dacă dumneavoastră vedeți lucrurile așa, o să nu stabiliți dumneavoastră că suntem vinovați și că facem fraudă, nu? Facem niște acuzații grave, domnul Dămoc. Asta înseamnă calomnie. De ce v-ați redus sporul în anul acesta? Pentru că în momentul când, exact cum a zis dumneavoastră, a expirat proiectul cu Bordo Escavator. În decembrie 2018? Da, domnul meu. Și dumneavoastră v-ați redus indemnizația în? Nu știu exact. Spuneți-o românește. Dar există, dar nu știu exact. Dar știu exact. Domnul, eu nu fac dialog. Eu nu fac dialog cu domnul Dămoc. Domnule, am intrat în campanie electorală. Hai să-i spunem. Domnul Dămoc, cum vă explicați că este încrederea mea să se facă? Eu ies, domnule. Eu ies. Dacă am luat bani în plus. Eu nu fac dialog cu Dămoc. Domnule, am înțeles organele activitate. Te rog frumos. Nu m-am aprins, domnule. Vă e frică? Nu mi-e frică de nimic. De nimic. De nimic. Haideți să vă spun. Dar nu vă calomnii. Atâta te rog frumos. Nu vă calomnii. Dacă nu închide ședința, domnul președinte, eu mă retrag. Dacă domnul Dămoc continuă pe aceeași linie, eu mă retrag și am terminat discuția. Este o ședință din Consiliu. Nu suntem datori să acceptăm chestia asta. Eu mă retrag. Acuzat de calumnie. Să-mi zică definiția calumniei. Pentru că a zis că am luat, suntem hoți, am luat bani de la stat.
Demonstrați chestia asta. Cu hârtii. Nu dumneavoastră. Organele de control poate să demonstreze. Nu dumneavoastră. Păi, dumneavoastră este pure speculații. Am hârtii, domnule. Pune speculații, încă o dată. Vă rog, respectuos. Deci organul care poate să stabilească chestia asta este Curtea de Conturi sau alte organe de control. Nu dăm loc la Udiu și nimeni. Domnul primar, puteți să continuați cu ce? Dar nu, dacă mă lasă, doamna vici. Nu. Atât vreau să întreb, dacă eu am adresă din 2000, cerere din 2020, din luna martie, să, de la contabilitate, să calculeze, în cazul în care am luat un leu în plus față de ceea ce mi se cuvenea, să mi se oprească acea sumă. Dacă da, până la dumneavoastră, nu am primit de la contabilitate nimic, okay, înseamnă că este ceva corect. Cum doamna Popa cere decontarea navetei, acum înțeles că vrea să fie candidat și ea decontarea navetei că vine la Orgești, domnule. Să-i decontăm mai departe. Haideți să terminăm și discutăm acum. Nu mai intrăm în amănânt. Vă rog eu frumos. Trec la ordinea de zi. Deci haideți să terminăm să răspundem, să ajungem la discuții cu domnul. Ordinea de zi, la punctul de ordinea de zi. Vreau așa cum deci, am terminat cu chestia asta, v-am spus, faceți la organele de control să vină să verifice, ei sunt cei care poate să hotărască chestia asta ce să gestionează. Nu mai faceți acuze, domnul meu. Nu mai faceți acuze. Așa, revenim. Lăsați-ne să luăm bani. Nu, domnule, eu îi dau înapoi dacă stabilești cu ea. Domnul, eu mă retrag, eu mă retrag. Dacă mai continui în tonul ăsta, eu mă retrag. E cuvântul meu, dacă mă retrag. Discutați, dar nu. Dacă nu vreți să însusțin proiectul de hotărâre, eu mă retrag. Atunci înseamnă că nu sunteți, nu vreți să ascultați chestia asta. Revenim la... Un pic care cuvântul domn primar. Deci revenim asupra problemei. Deci în afară de... V-am spus, există dispoziții date, există dispoziții și în cazul în care s-au încălcat legea să se dea bani înapoi, deci eu nu sunt vai de mine, n-am făcut nicio chestie ilegalitate. Bun, zic eu, așa zic eu și așa susțin. Până la un alt organ, nu domnul Claudiu Dămoc, nu este dumnealui organ de control, un organ de control care va stabili chestia asta, o să facem toate cu tot respectul și o să ia decizia respectivă. Bun, trecem peste chestia asta. Acea sunt... chestii din campanie electorală pe care ați început un proiect campanie. Acum vorbiți de cifre degeaba. Vorbiți de proiect. Încă o dată, domnul președinte, mai fac un apel, un ultim apel. Dacă mă mai întrerup o dată, m-am ridicat și am plecat. Din respect pentru dumneavoastră, fac chestia asta, dacă nu am plecat. Stați la urmă cu dumneavoastră să vorbești. Acum revenim. Referitor la acest proiect, într-adevăr, meritul este de a iniția al lui domnul Dan. Așa cum zice domnul Bobo. Bun, eu am preluat acest proiect să-l duc spre îndeplinire. Fără să îmi dau seama de inconvenientele și toate problemele care se vor lovi. Domnul Dancu a făcut inițierea, s-a făcut un SF-ul, s-a făcut, cum vă spun eu, toate problemele până acolo. Eu acolo l-am preluat, cu SF-ul și cu toate planurile care erau respect. Bun, problemele au apărut așa cum am venit și am discutat împreună. Cu diferențele de sume dintre SF-ul și proiectul tehnic. Cu problemele pe care le-am... Și acum toate s-au venit cu probleme întâmpinate referitor la obținerea unor avize, la obținerea unor... E ușor să spunem, e foarte ușor să acuzăm și să spunem chestia asta. Dar sunt lucruri care noi ne-am lovit în toată chestia asta. Ajungând la ultimul moment, când la ora asta suntem într-o situație destul de jenantă, din punctul meu de vedere, s-a desemnat câștigătorul la proiectul acesta de execuție. Noi nu putem, pentru că inginerul, așa și acum ajung la întrebarea domnului, asupra inginerului respectiv, noi nu putem să ne adresăm, noi am avut o discuție, sincer, eu am avut o discuție personală cu domnul inginer. Singurul care noi ne îndreptăm este proprietarul terenului, ați înțeles? Dânsul o să imputăm suma asta, deci noi o să-i dăm suma. Asta e ideea, dar domnul secretar, cred că o să vă explice cu tehnic, să trecem, să putem obține avizul pentru obținerea autorizației de construcție și să demarăm lucrările. Doi, inginerul respectiv s-a adresat, noi ne adresăm cu plata asupra proprietarului terenului, o să fie judecată, o să fie toate problemele astea. Cel care, vinovatul care se va face de ce s-a tergiversat situația asta, ne vom îndrepta spre proprietarul. Pentru că proprietarul trebuie spre noi, dânsul să se adreseze inginerului pe care dumnealui
Deci dumneavoastră este inginer autorizat, dumnealui l-a contactat și a făcut schița respectivă. Asta e situația la ora actuală. Eu mă așteptam, dacă îmi dați voi, eu mă așteptam la întrebări pur tehnice, ce facem, care ar fi pașii următori, dar nu la lucruri din acea, nu știu cum să vă spun eu. Na, în fine, dar dacă asta dau... Domnul Duduric urmează, dar strict la ordinea de zi. Da, la punctul de pe ordinea de zi, nu altceva. Am venit aici cu toții și ne-a adunat, dar fără calgară, domnule, trebuie să ne axăm pe proiectul care trebuie să-l votăm cu necesar. Și fără afirmați că salariul s-a mărit. Dar nu e ordinea de zi, domnul Dumnezeu. Iar începeți acum, iar deschideți cutia Pandorii. Lăsați-o închise. Nu mai deschideți pe cutia Pandorii, lăsați-o așa cum e. Și indemnizația s-a mărit și nouă. Ca să o luăm așa, după salariul domnului primar. Și tot atâta galgară, că e din anul, mai scoate relief din anul 15 și cu tare. O să treacă mai mult. Dacă nu s-a aprob, e domnul. Atât am avut. Domnul Dan, că vă rog. Vă rog, vă vreau să vă spun că eu, când am început proiectul ăsta, am căutat să stau doar pe domeniul public, nu am atins de domeniul privat. Dacă cineva a intabulat drumul, nu găsesc că se poate plăti, să despăgubim acea persoană, pentru că ea a intabulat drumul. Deci nu sunt de acord să dăm un leu la nimeni, pentru nici expropiere. Dar atunci o dăm în judecată, iar prin judecată va fi în 2023, ce făcut, dar nu plătim, pentru că am stat pe domeniul public. Dacă nu-i tabula drumul, e altceva. Deci eu nu sunt de acord cu așa ceva. Vă mulțumesc, domnul Dan. O problemă, dacă pot să spun și eu. Domnul primar, în lista de despăgubiri apare undeva un 15.134, da? Iar la rectificarea buget care urmează la punctul de ordine de zi este 24. E fără TV acolo, s-a adăugat TV-ul, nu? Nu, 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 e cheltuielile. Probabil cheltuielile. Acei 15.000 reprezintă exact suma stabilită de evaluator Alevar, care va fi acordată ca despăgubire. Dar după la moment... Nu am luat, haide să răspund eu, că anticipăm partea de rectificare. Am, noi am pus în calcul și o alte cheltuieli. Deci vreau să vă explic și domnul secretar, că nu se termină totul aici. Deci sunt niște deschiderea unui pont în care virăm banii și toate... Dar după ce ar înscrie taxele notariale, tot ceea ce trebuie pentru ca acest imobil să trecem în patrimoniul nostru. Da. Și inclusiv în tabularea lor, noi ca să fie. Deci asta e diferența de bani. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu o să punem la vot proiectul de pe ordinea de zi? O singură mențiune. Domnul Dancă, sunteți sigur că în acel moment când a fost inițiat proiectul, porțiunea asta de drum era în domeniul public? Nu știam, dragul domnul meu. Drum. Era drum, domnul meu. Nu era întabulat, nu era nicăieri. Este și acum drum. Este și acum drum. Cine mă sărată, mă sărată. Deci asta e menonia mare. Iar cartea funciară, dacă dați în voie să fim transparenți sau de adevărul, să spunem, să nu facem, e făcut în 2008. Deci nu spună domnia domnul Dancu că la ora respectivă, în 2015, era drumul. Haideți să nu, haideți ne ascundem după cine. Domnul primar, da. Nu avea de unde să știe nici domnul Dancu. Normal, a fost o demarare. Deci eu trec cu mașina, mă duc la Petrică Bielecciu și l-a venit înapoi cineva, mă oprește că n-am... Drumul este și acolo, la ora actuală acolo. Asta e memoria mare. După părerea mea, cred că nici proprietarul nostru cu drumul. Și nici el nu știut că e drumul ăla, că altfel... Nu, el susține încă o dată, dacă îmi dați voi, el susține, eu am vorbit cu... Am mai explicat cu băiatul lui doamna, că doamna are venerabilă vârstă de 96 de ani și scuzați, m-am zis, am luat decizia să vorbesc cu domnul, că dânsul e terenul, deci el zice că el susține că drumul este vecin cu... Drumul e vecin. Exact așa spun, dar așa apare pe cartea funcțională dânsului. El n-are nici el, vine da, dar nu, eu nu vină, eu nu-l văd vinovat. Nu a făcut nicio concesie, nu a vrut să, măcar să colaboreze, de asta am ajuns aici. Domnule, familia respectivă... Da. Are înghiție asupra... Asupra primăriei. Primăriei, am înțeles. 10 și 10 de hectare de teren care, în sfârșit, tot terenul din Răgut a fost proprietatea lui Mihail și acum sunt case făcute, l-am mutat de acolo, nu mai multe probleme. Noi decontăm niște... Dom'le, asta e! Dar, în fine. Vă mulțumesc. Supunem la vot. Cine este pentru proiectul de legătură? Avem împotrivă. Abțineri. Abțineri. Condiții ce a spus domnul Dancu, să mă abțin. Deci avem trei abțineri. Domnul Dămoc, domnul Boboc și domnul Dancă, da? Abțineri. Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi.
Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a obiectivului de investiție, achiziții, servicii de actualizare, realizare, planului urbanistic general și al regulamentului local de urbanism al Comunii Horgești de sub Bacău. Domnul primar? Da. Prezent un proiect de hotărâre care a... lucrurile care stau la bază la prezentul proiect de hotărâre este compartimentul de urbanism care aduce la cunoștință faptul... Nu este. Nu este. Pentru că nu are, nu are legătură cu proiectul. Ok, bine. Adică are legătură cu proiectul, dar nu am cu înțeles, documentația nu. Proiectului. Faptul că m-a adus la cunoștință domnul inginer de urbanism, faptul că în septembrie 2021 expiră planul urbanistic general. De aceea am după în urma analizilor făcute și discuțiilor făcute, am luat decizia ca să, să putem să demarăm, să primim în lista de investiții, asta practic este primul lucru, și apoi să demarăm pentru a putea contacta, să demarăm lucrările care vor sta la baza întocmirii acestui proiect de anvergură, planul urbanistic general și regulamentul local de urbanism al Comunei Horgești, care are ca termen destul de mare, inclusiv anul viitor, pe parcursul anului viitor. De aceea, fiind să supun pe aprobare prezentul proiect, cu aprobare de principiu aceste investiții, în vederea achiziționării serviciilor pentru demararea lucrărilor pentru actualizarea planului urbanistic general al Comunei Horgești. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Înscrieri la cuvânt. Domnul Boc. Domnul Cusem. Așa, cine mai dorește? Domnul Boc. Mai este cineva? Rămâne lista deschisă. Domnul Boc, aveți cuvântul. Domnilor consilieri, domnul primar, aș vrea să-mi dau și eu o explicație ca să votez cunoștință de cap. Dacă planul ăsta urbanistic, pe ce zone în localitatea Soodor se extinde, pe ce zone, eu nu cred că n-ar trebui numai pe drumul 252A către Orgești pentru câtva porciuni. Și noi avem acolo, s-au construit casă în toate direcțiile, toate în toate drumurile, toate apropierile satului Zohodor. Și planul urbanistic ar trebui să fie extins și de la Valii Năbut, acolo unde au casă, și pe Zohodor, și pe Stasă, așa, și în toate direcții. Că nu s-a specificat aici în materialul ăsta, cam pe ce zone se vor derula lucrările pentru prelungirea punctului. Acum, da sau nu, ce zone, ca să știm, tu nu. Nu, atenție. Noi, în momentul de bază, prezentul proiect de hotărâre este a demara achiziția pentru această investiție. Vom veni, în urma toate chestia asta cu zone, zone sunt foarte bine, noi asta ne dorim prin modificarea acestui punct, introducerea tuturor zonilor care s-au locuit. Sunt zone în care sunt pe extravilan, care se pot fi împreună cu dumneavoastră, tot Consiliul Local o să stabilim procedurile și zonele în care le vom trece, introducerea tuturor locuințelor în zona de intravilan a Comunii. Da, încă n-am terminat, nu da, știu dacă ține punctul ăsta, dar tot e pentru zădicea de asta. Vreau ca să nu mai iau cuvântul, sunt cu 3 tipul aici, că mai sunt și alți consilieri care trebuie să pună și ei probleme. Problema. Am văzut în ședința de azi, pentru discuția noastră, acordată că 200 de milioane pentru extinderea rețelei electrice. Ar vrea să ne explicați, asta e tot pentru un proiect, pentru o lucrare la proiect, sau chiar se bune stil cu 200 de milioane? Dar nu două, da, două. Deci numai pentru plan, pentru proiect. Pentru hârtiile care trebuie făcute. Așa, domnule, nu înseamnă că cu astea 200 de milioane o să-ți pune stâmpii și oamenii așteaptă până mâna la oameni și tragă până pe ei. Domnule, ar vrea să vă mai întreb ceva. Da. Dacă e sustenabil
extinderea rețelei electrice, da. Cam câți bani ați evaluat că costă și dacă nu, avem bani? Eu am înțeles că trebuie vreo 5 miliarde pentru extinderea rețelei electrice pentru la Suhodol. Și banii ăștia nici pe unde nu se află, nici în guvern. Nu am întrebat. Da. Deci, banii aia, 200 de milioane, sunt pentru urtii, pentru înaintarea urtiilor, așa, pentru înaintarea nu, nu se pune stâlp cu aia 200 de milioane. Și pentru, păi, cum cu 200 de milioane se poate să pui stâlp? Păi, normal, că oamenii așa cred, gata, au venit 200 de milioane. Oamenii cred urtii. Dar depinde și ce ceea ce trebuie să spun la oameni, asta e toată chestia. Oamenii cred, dar depinde și ce informatorii de opinie care transmit mesajul. De la dumneavoastră, așa de un răspuns oficial care va ajunge deci, direct prin de 20.000 de lei sunt alocați pentru demarare, pentru obținerea vizelor și pentru contactarea serviciilor de proiectare. Abia după ce vine proiectarea, și spune felul meu, cheltuielile vom aproba tot în Consiliul Local următorul pas, în care vor spune cheltuielile. Domnule, atâta... Ca estimare, așa... Nu poți să estimezi, n-am cum să estimezi. Să spuneți cam câte miliarde... Dar n-aș putea să... Dar de ce să fac eu o greșeală să pun acum 200 și să costă 500? Vă mulțumesc, am atât. N-am cum. Nu, n-am cum, de ireie, n-am. Nu mă duce. În legătură cu planul urbanistic general, la comun. Atâta rugăminte este la dumneavoastră, domnul primar, că planul ăsta să mă faceți la anul sau la dată. Poate mă demara acum dacă aprobăm. Ca să fie persoana care va fi desemnată să execute, să vină în teren, să fie însoțit de personal autorizat din cadrul primăriei, care să meargă pentru că, într-adevăr, s-au construit foarte multe și să nu ne mai trezim, că acolo la, nu mai putem să le extindem, că nu avem plan, că nu avem plan zonal și așa mai departe. Cu o excepție, bănuiesc eu că acolo unde este zona inundabilă și în general nu o să primim avizul și ar trebui de pe acum, ar trebui de pe acum să fie avertizat vreo câțiva oameni că s-ar putea. Adică nu de pe acum, în momentul când se merge noi să fim specialiști, nu poți să dăm spune noi. Să-i spun atunci, dar specialistul va spune, băi, aici așa e zona inundabilă, pentru că se uită pe hartă, pe care nu face. Asta ar fi problema, să se facă acum, să se extindă cât se poate și satul Hârgești, până unde s-ar putea. Și în discuții și cu cetățenii, cam, care, pentru că asta se întâmplă la fiecare, prețurile au crescut la terenurile de construcție, au crescut foarte mult, mai ales acum cu prețul ăsta, când se va auzi cât e metru pătrat, evaluatorul, cât o propus, se vor întinde și oamenii răsă chiar cam aceleași prețuri și cam asta e problema. Vă mulțumesc, domnul Ticăr. Urmează domnul Dămoc. Domnul Dămoc, vă rugăm la dumneavoastră strict la punctul de ordine de zi. Da, domnul președinte, mulțumesc. Eu am vorbit mai mult, că am făcut mai multe solicitări de-a lungul acestor ani referitor la planul urbanistic general. E clar că el avea și o vechime destul de mare, o să aprobă pe o perioadă de 10 ani, nu? Da. Corect? Da. Ele sunt planul urbanistic general și regulamentul local de urbanism, sunt două documente care stau la baza dezvoltării unei comunități. În momentul ăsta, având în vedere că noi îl vom aprova pentru următorii 10 ani, exact așa cum a spus și domnul Mitică, va trebui să ne asigurăm că vom avea în vedere un plan de dezvoltare a comunei Hârgești, foarte bine stabilit. Zonele acestea inundabile de care a vorbit domnul Mitică, chiar aș vrea să ni le subliniați, ca acei oameni să știe situația din teren. Dar poate să fie cazul. Dar poate să fie cazul. Da, pentru că, de exemplu, vă dau un exemplu concret, am auzit că la Bazga de Jos, pe partea stângă, unde Mitică știu este declarată zonă inundabilă, nu există banca de jos, e răcătău de jos. Da, răcătău de jos, da. Nu ești și banca, da. Cetățenii acolo de dispoziție. Acolo am înțeles de a zic că s-ar face eforturi ca pentru anumite interese să fie, să nu mai fie declarată zonă inundabilă, cum a fost până acum. Nu vreau să zic mai mult deocamdată, dar atât vreau să se știe că aceste documente vor trebui făcute cu simț de răspundere. Și pentru că ele, așa cum am repet și mă repet, vor sta la baza dezvoltării comunei pentru următorii 10 ani. Și uite, un lucru, aici mă bucur,
nu știu, condena, adică putea să fie oarecum gândită de la începutul anului. Cum a spus, dacă expiră în septembrie anul viitor, e ok să demarăm procedurile, dar, încă o dată subliniez, să-l face cu simț de răspundere. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Domnul. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul, la prezentarea de ordinea de zi, supunem la vot atunci cine este pentru. Împotrivă, abțineri? Da, nu știu ce vot obțin, da? Vă mulțumesc, domnul Domnul. Urmează proiectul numărul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru modificarea bugetului local, bugetului Comunei Vârjeni, Dezbacov, la data de 31.07.2020. Da, da, domnul președinte, putem continua. Aveți cuvântul cine? Da, eu am să vă spun. Deci, despre ce vorba, prezentul proiectului a intervenit în momentul în care am primit de la Ministerul Educației suma de 174.000 de lei pentru grupuri sanitare, cele sunt cele două grupuri sanitare care mai sunt în execuție, ne-am solicitat niște bani, ne prezentăm inițial din bugetul local, 135.000 de lei pentru școala Sobodor și 39.000 de lei pentru continuarea lucrărilor nefinalizate în anul 2019 la școala gimnazială Hărgești. Și am mai primit o sumă de suma de 310.000 de lei, urma HCG-ului 554 din iulie 2020, privind suma de 310.000 de lei, cu destinații speciale, nominalizată în cadrul hotărârii în urma inundațiilor din 2020, pentru drumul comunal, drumul comunale în satul Basca și drumul comunale în satul Galeri. Ultima raport ISU pe care au venit comisia venit în control, surprinzător ni s-a aprobat suma respectivă pentru o destinație specială pentru cele două drumuri. Urmărind acum, îmi fac mea culpa, rectificarea are un piculeț de lacună, așa, deci se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Horcești de Tubacău cu suma de 484.000 de lei la partea de venituri. Cele două sume sunt 174, cum am zis, de la Ministerul Educației pentru grupuri sanitare, cu destinație grupuri sanitare și 310.000 de lei cu destinație specială de la, prin hotărâre de guvern, pentru, ambele sunt prin hotărâre de guvern, pentru efectele inundațiilor din 2020. Prima parte la articolul 1 este corect. La articolul 2, mai trebuie stipulat faptul că 310.000 de lei, nu o să vedeți dacă aveți proiectul de hotărâre, nu aveți stipulat, s-o omis din scris, 310.000, pot să vină, pot să trecem la articolul 2, grările respective, din capitolul care o să intre la cheltuieli, să intre pentru venituri și o să ducem la contabil acolo unde trebuie pentru drumuri. Pentru drumuri. Deci cele două sume, v-am spus, sunt venite, 174 vor merge pentru grupuri sanitare, pentru școli și 310 pentru drumuri. Venim în momentul respectiv, noi am avut suma inițială prinsă în bugetul local al Comunei Hurgești pentru anul 2020, cu neștiind că Ministerul Educației o să ne dea bani pentru cele două solicitări pe care le mai avem noi în lucru, am prins inițial pentru că am vrut să facem cu banii din bugetul local. Venind suma respectivă cu destinația respectivă, am găsit de cuvință să luăm cei 174.000 alocați din bugetul local pentru grădinițe și pentru grupuri sanitare, cele două grupuri sanitare, și să le așezăm în alte capitole, întomirea pugului, așa cum ați aprobat, noi am fost 50.000 de lei ca să putem demara lucrările inițiale. Am pus suma de 24.000 de, pentru expropierea terenului, tot la fel în speranța că până astea s-a fost de acord, erau propuneri. În adevăr, au fost
foarte obiectivă intervenția domnului Pisecaru asupra respectivă. Deci, dacă suma pentru expropiere este anumit, noi am pus, ne-am luat o marjă de relaxare în care am zis să punem și o altă sumă pentru procedurile care vor fi pentru acest teren. Așa cum știți, la capitolul 54.02 la agențiile locale, în cele din urmă s-a stabilit prin Guvernul României ca alegerile locale în România să fie pe data de 27 septembrie. Noi luasem sumele respective și le-am avut inițial în buget, dar am luat și le-am dus tot printr-o rectificare bugetară la alt capitol. Venim să mai punem la echilea de rețea iluminat publică o 20.000 de lei și mai alocăm diferența de bani la grădinița Răcătău, care este obiectivul nostru la care s-a pornit și se lucrează pentru a suma este de vreo 695-700.000 de lei inițial. Noi avem 400 prinse în bugetul local în prima fază și mai alocăm suma respectivă pentru investiția respectivă. Astea ar fi, din punct de vedere tehnic, din punct de vedere administrativ, propunerile noastre la prezentul proiect de hotărâre. V-am spus cu specificate că o să punem și suma respectivă pentru drumul cu destinația celor două, așa cum spunem hotărârea de guvern. Mulțumesc pentru tehnici, pentru orice întrebări tehnice, vă puteți adresa și doamnei contabile pe care m-am dat-o alături de noi în ședință. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule primar. Înscrieri la cuvânt, vis-a-vis de proiectul de prin ordinea de zi. Da, eu am o întrebare. Domnul Cristos, pentru domnul primar. Grupul sanitar de la școala gimnazială Hodiești, care este cel de la grădiniță sau celălalt din corp? Nu. Grupul sanitar de grădinița Hodiești este încheiat. Bun, celălalt unde se lucrează? Celălalt, nu. Celălalt este încheiat. Noi mai avem o situație de plată, ultima situație, practic încheiat, deci efectiv. Constructorul, dacă îmi spuneți că cu ghilimele de rigoare, n-au nevoie de bani. N-au nevoie de bani, și n-au venit cu ultima situație de lucrări pentru definitivat. Și noi avem o marjă de sumă de bani pe care o să o plătim în momentul în baza unei situații de lucrări. N-ai putem cum să-i dăm banii fără... Deci, noi vrem să facem recepția lucrării, dar trebuie să vină și constructorul să ne prezinte. Sunt niște documente pe care... Să facem cameră un an de zile. Nu, dacă nu, ce să facem? Dacă omul nu vine, deci n-are nevoie de bani. Asta e concluzia pe care am eu, cel puțin, la mea personală. L-am contactat, am zis, domnule, hai să facem, să definitivăm o dată, să facem recepția finală, să putem contacta ISC-ul, să facem toate acestea. Dar ca să faci toate astea, trebuie documente. Și aici, în Bazga, da. Care zonă este cea care trebuie să fie refăcută? Păi, haideți să nu uităm. Aici vă spunem și situația. Vă spunem, vă rog pe doamna viceprimar, la mine este raportul. Din... Ok, dacă poate să ne răspundem. Okay. Sunt prins 1,7 km în satul Bazga și satul Galerie. Exact. Deci a fost cu dânsul teren. Și noi făcusem niște intervenții până la data când au venit cu grederi și cu... Da? Și atunci au aprobat, au zis, nu aprobă pentru suprafețe mai mici, au aprobat pentru Bazga și galerii. La Bazga nu este specificat, dar a trebuit rezolvat și cu podul și cu drumul și în partea asta de la Vârgă, Liliana și acolo e o problemă. Știu că și-a început a lucra cu buldo acolo, cu șanțe. Da, dar acolo trebuie refăcut podul. Trebuie refăcut podul acela, că e un pericol să treacă în partea cealaltă. Iar la galerie e tot drumul. Începând din capoare. Da. Toate drumurile și ele au fost absolut pe toate drumurile este și da. Raportul lor au notat, dar s-au aprobat numai pentru... De exemplu, eu vă pot spune de la doamna Macari către... Am fost acolo. Am fost. Podul ăla unde se trece către biserică, nici nu s-ar mai vrut să fiu să ducă morții pe acolo, că dacă se rupe de tot podul ăla, pe ăla nu l-au văzut. Am fost peste tot. Nu-i pod, și-au zis pare că înainte de pod. Nu pare înainte de pod, n-au văzut-o. Era ok, era bine. Înainte de pod. Am fost peste tot cu ei. Da, am înțeles. Aveți domnul Tupescu? Vă mulțumesc, domnul Tumeze. Vă mulțumesc. Tot referitor la cele două drumuri, vreau să mă refer și eu. Sumele sunt unele frumoase, ok, bănesc că se pot face ceva lucruri cu ele.
Acum noi, de-a lungul celor 4 ani, am cheltuit ceva miliarde cu balastru pe drumurile comunale. Din păcate, cam tot ce s-a cheltuit a fost luat de ape, având în vedere că nimic nu s-a făcut un cap. N-am făcut un șanț. La galeri, putem să facem drumul ăla, dacă nu rezolvăm problema sus în agrodărie, cum știu locale, ci la fel nu vom rezolva niciodată problema, pentru că tot balastru va fi din nou va ajunge tot în aceeași lucră. Așadar, vă rog să plătim banii cu sens de răspundere, pentru că dacă o să plătim balastru pe drum în campanie electorală, n-am făcut nimic. Nu, haideți să vă asigură că tu n-am terminat, ca să... Vreau să vă întreb dacă au fost prevăzute despăduriri și pentru cetățenii care au fost afectați de inundații. Pentru că acolo am avut și cetățeni afectați. Cetățeni care stau cu porțile deschise, că curții au fost inundate, beciuri inundate. Și eu văd normal că dacă tot s-a făcut o situație de despăduriri, să fi fost despăduriți inclusiv cetățenii din Galeri și Vasă, care au fost afectați. Deci nu avem. Nu. Avem situația. Deci noi am prezentat situația completă. Am fost la fața locului cu echipa de celor de la ISU. La partea de gospodării și cu toate discuțiile astea, se prezintă documente de proprietate. Deci, și asigurare, spuneam să aibă și asigurare. Deci a fost o chestie destul de... I-am prezentat, destul, noi am dus la câteva cazuri, Gabriel, care știam prea bine cum noi am fost acolo cu inundația, dar s-au cerut niște documente pe care cetățenii noștri n-au putut să le prezintă. De vină sunt toate. Nu, n-am zis așa. Eu v-am spus ceea cine s-a cerut, iar noi... Eu din nou mă întorc la ce am spus. Deci, din punctul meu de vedere, vina este administratorului Comunei Plotești, a primarului Comunei Plotești. Pentru că el, dacă și-ar lua măsuri preventive, oamenii aceia nu ar mai avea de suferit. Acum, îmi dați voi să vă răspund, nu? Continuă din nou cu despăgubire și vreau să vă spun că drumul ăsta care plecă spre Tamaș a fost inundat de nenumărate ori. Deci asfaltul ăla este distrus. Am văzut. Podul de la Tabarcea, maestru mai un pic și este luat de ape. La fel zic, de 4 ani de zile. Astea când vor fi incluse pentru despăgubiri? Din nou vă întreb. Haideți să vă spun. Dar voi să vă răspund în cele din urmă. Da. Hai să terminăm cu chestia asta. Sau cu Tabarcea, partea. A venit o idee și eu am fost pe drumul ăsta plecând spre Baclo, pe Tamaș. Într-adevăr, să văd, să-l calc cu piciorul, cum se spune. Propunerea mea, asta a venit după ce am fost alaltă ieri până la Baclo, pe Tamaș, m-am întors și pe Tamaș. Era ideea cu Bredger, cu... au venit mai multe speculații din partea cetățenilor, nu am discutat. Problema este, părerea mea, eu nu mă pricep, dar să bagi un Bredger acolo la un pământ care este totuși bătătorit la ora asta, e destul de complicat. Vin cu propunerea, cu acordul dumneavoastră sau nu știu cum să vă spun, ca să intervenim cât de cât pe drumul respectiv, ca să putem da drumul, cu toate că circulația e nevoioasă, pentru că ne-am întâlnit pe porcărie, cum știm noi acolo, pe Islas, două mașini și o trebuia să intrăm una în decor, că am mers unul pe jumate, deci nu-i. E un drum de țară, de căruțe, cum se spune. Să luăm banii prinși la propunerea domnului Petru de rigola de aici, din față, să renunțăm la această rigolă și să putem să facem o amenajare a drumului respectiv pe teritoriul, deci sunt tot prins la drumul, de tot la capitolul drumului, dar cu deci domnul cred că o solicita foarte mult, dacă țin minte, atunci pentru rigola respectiv. Asta ar fi, dacă putem să intervenim un pic pe drumul respectiv, de aici, de jos, de la unii duce din azi, de unii lupta, până undeva cât este pe teritoriul nostru. Pe teritoriul celorlalți, nu știu, drumul este într-un fel practicabil, dar numai pe perioadă bună, eu de la o ploaie n-avem ce căta acolo, e destul de... Dar la ora actuală să mergem să plombăm acolo unii măcar cel cât de cât cu piatră, sunt câteva proprii, le putem îndrepta, dar așa cum am vorbit, trebuie și bani ca să faci lucrul ăsta. Referitor la ce vă spun, ce ziceți dumneavoastră, într-adevăr, pentru liniștea dumneavoastră, pentru a cetățenilor comuni în Cocești, vreau să vă spun că acestea, suma respectivă pentru cele două sate, nu se vor mai face, așa o văd eu lucrurile, o să demarez în urma aprobării acestui proiect, de lucrări de o firmă de construcții în care vrem să facem dalare, deci în banii ăștia să facem o lucrare mult mai amplă, cu poduri și cu... Asta este din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere. Așa văd eu lucrurile. Pentru că dacă, așa cum ați zis dumneavoastră, într-adevăr, și noi suntem, dar am fost limitați în funcție din sumele pe care le-am avut. Nu putem să facem lucruri extraordinare cu sumi micuți. Deci, asta era următoarea întrebare care vreau să vă pun. De banii ăștia, ne luăm angajamentul scris
că oamenii la galer vor avea șans stânga-dreapta, că vor avea canal de colectare din abudărie ca să nu-l mai treacă apă prin curte? Deci, eu mi-am angajamentul cu o dată, că vor fi cheltuit și vom lua o firmă specializată de construcții de drumuri, în care vrem să aibă rigole, să aibă toate chestiunea. Asta e singurul lucru pe care vă permit eu acum, la ora actuală. Deci un drum de bază de proiect. Nu, numai cu proiect. Deci om, nu neapărat, un, ceva, un SF-ul măcar, să facă o idee, m-ați înțeles, bă, trebuie aici, trebuie... Că noi ne dăm cu presupunctul, dar eu sunt economist, doamna e juristă și noi suntem toate chestiunea astea. Deci, să fie un inginer, spune, domnul meu, aici trebuie o pantă, aici cu un șanț de aici, să fie, deci niște chestii, deci un specialist, cum pe românești. Am și dacă, din punctul meu de vedere, dacă am reușit să-i prindem pe cei de la Self Construct, ar fi ideal. Asta vreau să spun, cei care au făcut 252 au aici asfaltul, ar fi ideal. E o firmă serioasă și, dar să-i contactăm în urma decizii aprobării dumneavoastră, să discutăm și să facem o chestie, v-am spus, măcar un SF-ul, să spună, da, domnule, aici trebuie, degeaba zic eu că trebuie aici șanț de 50 de centimetri, dacă tu să spune, nu, domnule, nu e bun așa, aici trebuie pe, sau invers, eu zic că ar trebui pe partea stângă șanțul. Da, domnule, e bun, am înțeles ideea și spună, domnule, bine, trebuie așa, deci ați înțeles, vă asigur de chestia asta. Poți să contactăm. Cei 70.000 de lei de la grădinița Răcătău. Da. Ce cheltuieli mai reprezintă? Câți bani mai trebuie să vă spun, cât e, doamna contabilă, dacă nu mai rețin, în jur de 700... De 600, am avut 600. Nu, inițial, cât e suma proiectului? 695, 700 de mii de lei, e valoarea toată, noi avem 400 alocați anul ăsta de buget. Am demarat, suntem drumul la construcții, suntem într-un saliu, suntem în program, dar am mai alocat suma asta, dacă tot a venit, mai alocăm 70 de mii, nu o să fie de ajuns. Mai așteptăm o rectificare bugetară și toate lucrurile. Mulțumesc și eu. Doamna Temer, aveți cuvântul? Pentru banii drumuri e foarte bună ideea cu Tamașcu și chiar ar trebui să făcut că se ajunge mai ușor la Bacău pentru cetățenii din Horgești. Din Horgești, da. Pentru că cei din Horgești. Dar problema, de săptămâna viitoare, că o fi marți, miercuri, circulația o să se poată face din nou prin pădure, pe o variantă ocolitare. Acum se pretește de către că ține de comuna Ungureni acea suprafață, acel drum. Și săptămâna viitoare, și acum se mai circulă, dar nu este încă totul finalizat, da, circulă. Dar săptămâna viitoare și balastează și tot. Și o să se poată circula fără probleme prin pădure. Și atunci o să evităm o perioadă să se circule pe... Adică să fie nevoie neapărat pe Tamaș sau să se mai facă partea cealaltă. Dacă sunteți de acord, îl putem amenaja ca o variantă, da, ca o variantă din lucru, îl putem să trece foarte ușor. Deci de eu într-o jumătate de oră am fost la Bacău pe aici, sincer vă spun. Am ieșit Tamaș, am ieșit în dreapta, așa. Într-o jumătate de oră am fost la Bacău. Dar în schimb, mai nevoios vă spun, este așa, este drum de căruți pe românește, asta e toată chestia. Două mașini, ne-am intrat fiecare cu partea dreaptă în instalat. Am mai încercat, mai bună o tentativă ca să facem drumul ăla. Da. S-a propus o modificare. Da, asta care să facem în faza unui amendament. Păi nu, hai să vină de la dumneavoastră. Păi haideți să, dacă tot este amendamentul, să fie introdus la proiect, la punctul 2, nu? Articolul 2. La articolul 2. Să fie prevăzută și acea sumă de 310 de lei pentru cele două drumuri de la Galer și Bazgar. Deci, da, undeva. A fost o eroare. Da, a fost o eroare de actologatie, sincer, vă zic. Deci, nu ieșau. Artimetica nu dădea. Da, vedeți când am... Să vă întreb restul de bani ce faceți ei, că eu când am pus calculul pe calculator, aici tot 75, zic, restul ce face domnul primar, e bagă la asta. Bine. Am anticipat. Supunem la vot amendamentul propus de doamna viceprimar. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Ce se face votul? Vă mulțumesc. Vot proiect. Da. Vot proiect amendat. Da. Cine mai dorește să ia cuvânt? Supunem la vot proiectul în formă amendat. Cine este pentru? Împotriva, abțineri? Ce se face, da? Vă mulțumesc. Trecem la numărul 4, întrebări și interpelări. Vă rugăm frumos să vă scrieți la cuvânt. Domnul președinte, dacă dați voi, apelul meu făcut către toți, domnii consilieri,
să fie decenti și să purtăm un dialog în limita bunului simț și al, și al, da, al lucrurilor care ne caracterizează ca niște aleși locali ai comunității noastre. Mulțumesc! Cine mă urmează? După domnul Domoc. Domnul Boc. Mă rog frumos să mă faceți atent dacă omite cineva. Mai dorește cineva? Direct acolo cu mine. Lista e deschis. Media, da? Cine mai dorește? Mă trebuie să facem un patru de bani de tot. Domnul Cucrescu. Lista rămâne deschisă. Vă rog frumos, domnul Domoc, aveți cuvântul. O să am patru puncte de atins, așa că o să vă rog să aveți puțină răbdare. Primul aspect, el deja a fost adus mai devreme în discuție, este drumul județean 252A, care știm că a fost aprobat această lucrare amplă de construirea unui zid de sprijin, ceea ce a dus la închiderea totală a drumului. M-am documentat referitor la acest proiect, am văzut că el a fost aprobat încă din august 2018, deci acum 2 ani de zile. Și să vă spun cum văd eu lucrurile. În momentul în care Consiliul Județean aprobă un astfel de proiect și el știe că va trebui să închidă total traficul în drum județean, în condițiile în care primăriile afectate, și mai ales mă refer la cetățenii din acele comune care afectate, care sunt nevoiți, iată, să parcurgă o rută ocolitoare pentru unii chiar de zeci de kilometri, pentru noi mai puțin, dar tot ocolitoare și o rută ocolitoare care propusă, care este un drum de pământ, care, din punctul meu de vedere, arată jalnic și creează un disconfort maxim cetățenilor de la Bazlea. Dacă ar fi existat colaborare, dacă ar fi existat viziune, în momentul în care s-a aprobat investiția, eu așa aș vedea lucrurile. Aș fi văzut ca președintele Consiliului Județean să cheme la discuții primarul Comunei Vorgești, primarul Comunei Parincea, primarul Comunei Ungureni și să vedem, uitați domnilor, noi v-am aprobat această lucrare, acest drum va fi închis. Să găsim soluția cea mai convenabilă pentru ca cetățenii să nu fie, nu zic că, eu dai o bătaie de joc, mă rog, o bătaie de joc asupra cetățenilor. Și aveam variante. În 2 ani de zile, puteai, slavă Domnului, 252 UB-uri, chiar dacă nu aveai proiect de asfaltare și de modernizare, puteai să-l aduci la stadiu în care să fie balastat cum trebuie, cu, nu știu, piatră concasată, cu orice soluție se găsea, pentru ca oamenii aia să nu înghită tot praful din lume. Putea foarte bine Consiliul Județean să ne uităm pe artă și să vedem că Tamașul a aprobat până la limita comunelor Parincea și Horgești toată partea lui de drum și că pentru Parincea ar mai fi rămas de asfaltat doar 2 km de drum comunal și pentru Horgești ar mai fi rămas de asfaltat doar 3 km de drum comunal. Iată două variante care pentru locuitorii celor 3 comune care sunt cele mai afectate ar fi însemnat o alternativă foarte bună la drumul de acces către Bacău. E evident că lucrurile nu au stat așa. E evident că acum se încearcă această improvizație cu o defrișare prin pădure, cu un drum, la fel, nu știm în ce condiții o să fie. Tocmai de aceea trag un semnal de atenție că lucrurile nu mai merg așa. În momentul în care ne asumăm o lucrare, și ne-a zis, nu mai intru în detalii, cât costă acea lucrare pe pădure, asta știe Consiliul Județean, investiții și cum au ajuns, pentru că eu acolo n-am văzut un drum sumpat, n-am văzut un drum, nu știu cum au ajuns la concluzia că acolo există un pericol, în așa fel încât, pentru că știm că în urmă cu mai bine de 10 ani, 15 ani, când drumul acela a fost cu adevărat afectat și totuși circulația nu a fost închisă. Haideți să facem altfel lucrurile dacă ne-am asumat. Și din punctul meu de vedere, în 2 ani de zile, dacă aveam sprijinul Consiliului Județean Bacău, la momentul ăsta aveam drum asfaltat către Tamaș, deci din Horgești. Asta să fie foarte clar. Deci, din punctul meu de vedere, de asta, n-a fost viziune și nu a fost voință. Acesta a fost primul punct. Dar mai departe, cu al doilea punct, și eu o să mă refer la școala de la Socotor, unde, de asemenea, am atras atenția că nu se lucrează și consilierii care au fost prezenți acum 2 săptămâni știm foarte bine că în fața noastră primarul și constructorul și-a luat angajamentul că vor grăbi lucrările. Primarul, din păcate, dacă tot l-ați adus în discuție, a acceptat faptul ca pentru o lucrare la care constructorul avea termen de finalizare aprilie anul curent, să se mulțumească, și aici o să vă întreb dacă ați semnat acel acord de prelungire, să se mulțumească la finalul anului cu un stadiu al lucrării de doar puțin peste 50%. Din punctul meu de vedere, este insuficient în condițiile actuale, în care de pandemie, în care copiii de la Socotor ar trebui să înceapă școala în siguranță în toamnă.
am văzut din loc, deci atât s-a turnat acea placă cum s-a promis, dar noi am avut o discuție punctuală și i s-a spus constructorului: omule, tori placa, între timp ai timp să achiziționezi materialele, să vii cu fier, să vii cu cărămidă, BCA, ce să faci acolo, putea deja să apuce de zidit acolo. Deci, din nou numai nimeni. Din nou numai nimeni. Avem, din punctul meu de vedere, un constructor care evident e depășit de situație. Toată lumea știe, are 5 lucrări, discuțiile care au fost în ședința respectivă. Nu are oameni angajați. Am avut o discuție concretă. Să venim cu anunț de angajare către cetățenii comunei Horgești, pentru că, slavă Domnului, forță de muncă avem într-o comună în care avem peste 400 de ajutoare sociale, da? Deci oamenii foarte bine ar putea să muncească, să fie angajați, să aibă un venit constant într-o perioadă și mai ales la ce potențial are firma, că am văzut ce potențial are firma având atâtea lucrări. Deci oamenii ăștia ar putea să lucreze constant într-o firmă de construcții. Atunci avem o mare problemă, pentru că înseamnă că constructorul ne-a mințit pe față în ședința de Consiliu și în aceste condiții domnul primar o să vă luați măsuri. Ați semnat deja acel acord de prelungire? Vă răspund, ați prelungit. Ok. Deci punctual. Deci asta referitor la școala Sodor, din nou, consider că suntem păcăliți pe față și că nici măcar anul viitor, în vară, nu vom avea acea școală terminată în condițiile actuale. O să merg mai departe și o să vă spun că am făcut o solicitare către domnul primar ca să vedem, conform legii, suntem obligați să facem analize pentru apa de înfântânire de pe domeniul public. Am primit aceste rezultate și aici o să vă întreb, domnul primar, pentru că sunt foarte puține locuri. De exemplu, în 2019 mai avem doar 4 analize, la Biserica Catolică, Școala Horgești, Școala Răcătău și Median Centrul Horgești. Deci alte puncte pe domeniul public cu apă în Comuna Horgești nu mai avem. Atât s-a făcut la momentul respectiv. În 4 ani de zile nu văd absolut nicio analiză la pompele de la Socotor, la pompa de la Bazga, care, din câte știu eu, sunt pe domeniul public. Oamenii aceia nu merită să știe dacă, nu merită să știe dacă beau o apă potabilă. Domnilor, deci toate analizele făcute în acești 4 ani arată că apa din toate aceste puncte, câte au fost făcute, este necorespunzătoare. Și conform legii, în cazul în care apa din fântânele și izvoarele publice are concentrația de nitrați mai mare decât valoarea prevăzută în lege, primăria este obligată să asigure apă potabilă fără plată pentru sugari și copiii mai mici până la 3 ani. Vreau să vă spun, domnul primar, pentru câți copii și câți sugari ați asigurat apă potabilă în acești 4 ani? Nu. Atâta timp când nu s-au făcut solicitare, eu n-am gândit cu toate chestia asta. Pe câte fântâni ați spus anunț, apa nu este destinată consumului? Apă nepotabilă. La momentul ăsta, dacă mergem prin comună, vedem anunț, apa nu este potabilă și este interzisă consumului copiilor și sugarilor. Mă bucur că sunteți de acord, dar nu-i suficient. Nu-i suficient să fiți de acord. În calitate de primar, luați măsuri pentru sănătatea și calitatea vieții locuitorilor comunei Horgești. Și dumneavoastră nu ați făcut acest lucru. O să merg mai departe și o să vă spun că în aceste zile am discutat foarte mulți cetățenii din Comuna Horgești, care, din păcate, trăiesc într-o stare de amenințare, se simt amenințați și le e frică că în cazul în care și-ar arăta pe față, susținea față de un anumit candidat la primărie, ar urma să suporte anumite consecințe. De la tineri care au postat și nemulțumiți de gunoi, care au fost avertizați în mesaje private, să nu mai fac acest lucru. De la tine plecați peste hotare, care mă apreciază și admiră activitatea mea, dar a căror părinți mi s-a spus, vorbiți cu copiii să nu mai facă treaba asta ca să vă fie bine. Cine face astfel de amenințe? Iar vă rog frumos, să spunem cine amenințe, ca să știm. De la oameni care lucrează în învățământ și zic, domnule, nu pot să mă afirm pentru că știm cum e situația, de la oameni care au în îngrijire copii care spun, domnule, asta e situația, dar nu putem să ieșim în față, Vreau să vă spun că, din punctul meu de vedere, dacă vom merge în această situație și în septembrie va fi ales persoana care în acest moment se prezintă ca mare favorită, în Comuna Horgești se va instala dictatura. Și din acest motiv,
Plecăm ne mutăm din sat? Plec. Hai, domnul Domnoc. Asta e campania electorală. Vă rog frumos, la subiect, ca să nu stau aici. Domnul Căliman, vă rog frumos să mă ascultați. E dreptul meu din păstile lucrări să-mi spună cum cumva. Ai început o fiertă campanie. Domnul profesor, mai stați, domnule. Sănătate, condițiile bune. În aceste condiții... Sunt obligat să ascultă din păstile lucrări. Păstile ai sau nu uniseam? Da. Mulțumesc pentru respectul acordat, domnul Bunar. În aceste condiții, plecând de la definiția dată de candidatul la prezidențială Ion Rațu, în 1990, asta e calitatea presidiului, așa am făcut toată țara. Vreau să vă spun, așa cum v-am spus, în 1990, candidatul la prezidențială Ion Rațu a dat următoarea definiție a democrației. Voi lupta până la ultima picătură de sânge, pentru ca tu să ai dreptul să nu fii de acord cu mine. Astfel că voi lupta atât cum îmi voi ține puterile, ca din septembrie, cetățenii comunei Horgeș să se simtă liberi și să poată spună liberi că nu sunt mulțumiți de ceva. Pentru că la acest moment, în comuna Horgeș, din păcate, este dictatură. Am încheiat, mulțumesc pentru atenție. Adios, nu, înainte, nu i-ați răspundut domnul Tufescu, a pus o întrebare destul de firească și normal. Nu împroșca pe toată lumea, nu da în toată lumea. Asta ziceam cu părinte. Asta zic și eu. Sau, eu nu cred. Eu sunt sfinț. Toată lumea știe realitatea, nu... Haideți să nu mai... Da, dar o lăsați-l la interpretări. Toată lumea știe realitatea. Eu vă mulțumesc pentru atenție, atât am avut de spus. Mulțumesc, domnul Bobuc. Urmează domnul Bobuc. Domnul primar, da. Pe deosebirii de altilor de cuvânt, eu țin să vă mulțumesc foarte frumos. Pentru că am avut înțelegerea la dumneavoastră și acolo, la Răcătău, la familia de oameni necășiți, ne-ați ajutat așa cum ați promis. Adică, ați trimis tractorul să ne pună și nouă cultură la casa aia la oamenii sărmani. Aș vrea să vă anunț pe asta care, că s-a turnat fundația, s-a ridicat o casă cu două camere și un hol, s-o învelit, să te încuiești în lăuntru, nu-i nici de o campanie electorală, se lucrează la lucrări de finiș azi, o costat peste 200 de milioane, munca acolo, o făcut o biserică pentecostală de la Sohodor. Și vă rog pe asta care, dacă mai găsiți persoane cu aceeași problemă, ne anunțați că vreți să ne implicăm, lăsați să treacă campania asta electorală, să nu dau în ochii oamenilor că noi ne facem o campanie electorală. Și dacă se mai identifică persoane cu astfel de probleme, necondiționat vrem să-i ajutăm. Aș vrea să vă mai spun ceva. Dacă în primărie aici mai aveți electricieni sau toți îți primari, nu este pistil, nu arde toate becul, s-au făcut toți primari, nu mai avem electricieni. Mă rog tare mult să identificați o persoană sau să aduceți de la Ireu pe cineva care se schimbi becurile, care se mai... Că acum s-au făcut toți politicieni, s-au făcut toți noi, nu mai niciun electrician. Cam atât, doamnă. Domnul Bobuc, doamna... Da. Domnul primar, o familie din Malta întreabă că băta de 65 de ani, cum veni lunar de 1200 de ron, dacă se încadrează și un ajutor social. Cu cât? Cât veni? 1200 de ron. Câte persoane? Două persoane. Nu. No. Ajutorul social pentru două persoane este de două... Dar la aia din Anglia, cu câteva ani de zile, domnule, aia că ați avut cuvântul. Păi scrii, domnul Bobuc, scrii. Dar scrii, domnul Bobuc. Domnul Bobuc, ați avut cuvântul. Dacă știți... Nu știu cum am cuvântul, nimeni am cuvântul. Profitați din faptul că ați rămas puțin în sală. Toaletarea copacilor... Păi s-a început deja toaletarea. S-a început, da. Și ați acolo? O să ajungem și acolo. Să uite că am urât omul care toaletează, că am făcut o adresă, dar n-ar fi să avut cineva. La care cum o să ajung în mașină? Da. Eu am înțeles că a fost deja ceva la bază. Eu așa înțeleg. Eu nu știu dacă budeți că la urmă... Nici asta nu pot să... Da. Iar mă refer... În moment dat o să vedeți. Da. Cu prasă. Ce e cu disfăcut? Păi, prima măsură pe care s-au luat referitor la praf, s-au luat două măsuri. Una, am făcut adresa către domnul județean și le-am spus situația, de uite, iar răspund, trebuia să aștept la sfârșit. Da, hai să vorbim la sfârșit. Da. Atât, doamna. Mulțumesc. Domnul Tufescu. Eu am o întrebare, domnul primar, dacă aveți de gând să insistați pentru doamna Dici că dumneavoastră au promis ceva și n-a făcut, mi-a fost o listă în față cu niște balastări pe zona aia pe acolo. Da. Exact cum am spus că sunt oameni de 4 ani care au văzut un gram de piatră și am zis în ședință despre ce zonă este vorba. Am văzut că a început toaletarea copacilor într-un sfârșit.
Deci a spus prima dată că e unul, bă, e bine și mai plin. Doamne, așa, eu așa am crezut. Am de ce să zic la Iurea că dacă... Acum, mare parte din plingare, aia se dau în șață, că am vânt trecut de lângă om, nu-i vina omului că se duce acolo, când tai. Bănesc o să-i ridicați de acolo, duceți la către o persoană care are posibilități financiare reduse, să aibă acolo un lemn de foc, că păcat să rămână acolo. M-aș bucura ca persoana aia, fără posibilități financiare, că vine să-l ia, ar fi idealul. Nu știm, un bătrân. Nu un bătrân. Identificăm cu cineva unde s-ar putea duce lemnile alea. Ce faceți cu partea unde iesi proprietar? Cu toaletarea. Am sunt proprietari, indirectat proprietarii. Pentru proprietarul este mort. Cineva muncește? Cineva muncește? Doamna lui, moștenitorii la București. Cineva muncește terenul respectiv. Deci pedeapsa cum urcați pe dumneavoastră, da. Incomodează, în special mașina de gunoi este foarte incomodată. Pe drumul comunal a trebuit de noi, cu toaletă noi, fără nicio... Păi tocmai de asta v-am întrebat din gard și până în stradă cât de... Noi care este domeniul public. Am atât. Vă mulțumesc, domnul Popescu. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Domnul primar, și o întrebare, dacă îmi permiteți. Noi, într-o ședință de consiliu local, care am avut-o la Răcătău, am virat niște sume pentru niște tablete de la zilele comune. Aș dori să știu dacă aveți cunoștință, s-au mai făcut, s-au cumpărat ceva sau... Cam asta așa. Atât. Vă rog frumos să dați curs întrebări. Da, da, da. Și că tot să revenim la partea de învățământ, gardul de la Recea a spus că încep lucrări, au avut pe cineva măsurând acolo o dată, nu știu, acum vreo lună urmă, când încep? Hai să răspund și eu. Bun. Dacă tot să fie puțin, aveți dreptul mai mult într-adevăr, era plin de elan, eu v-am spus punctul meu de vedere, care este asupra persoanele respective, domnul Dumucă ridicat o singură o problemă. În fața dumneavoastră ridic o problemă, e normal și ferește, e lucru care nu-mi place, nu vine și cu soluții. Deci, domnule, nu-mi plac așa, dar eu aș face așa, sau hai să facem așa. Sunteți primar, domnule. Mulțumesc, domnule, mulțumesc. Așa. Veniți cu soluții. Așa zic și eu, nu-mi place așa, că nu-i bine așa. Domnule, cum dumneavoastră, acum, în cazul ăsta, vreau la același, în tipul... Nu neapărat un dialog, o întrebare pentru noastră. Între a mai face un act adițional cu constructorul pentru 6 luni, cu condiția să facă 56% din construcții pentru a se pierde finanțarea și a rezilia contractul în situația asta, dumneavoastră, care varianta ați alege-o? Niciuna. În locul meu, niciuna. Care a treia? Varianta ar fi act adițional până la ora, până la data 31.12.2020, care trebuie să fie gata. Bun. Bun, dacă nu e gata... Dacă nu e gata... Bine, nu știți. Da. Suntem primari sau ce suntem în comună? Da, domnule. Da. Bun, simplu. Ok, bine. Ok. Deci cam asta, o școală sau doar. Deci la ora actuală n-am încheiat. Eu l-am invitat pentru, cu condiția exact cum am stabilit și am vorbit în fața dumneavoastră, în notificarea care am făcut-o către constructor. I-am spus, am discutat omenește, i-am spus. Tu-l placă și vii cu materiale în continuare, tu te apuci de zi. Da, au turnat placa și nu mă ieși. Am vorbit omenește, dar n-am vorbit de zi. M-am spus. Eu îl aștept astăzi să închid 31 decembrie, 31 a 7-a expiră actul adițional, și mâine decizia dumnealui. Vrea să vină, vine, nu, trebuie să facem, mă gândesc luni ce măsură trebuie să luăm următoarea măsură. Bun. L-am invitat, îl mai aștept. Așa. Domnul Boboc. Nu, n-am terminat. Ba, da. Spuneți-mi de pompele de apă. Deci n-ați făcut în 4 ani de zile o analiză la pompa de pompele de apă de la Răcătă, de la Sucuror? Nu s-au făcut. Din ce cauză? Nu s-au făcut. Mulțumesc pentru răspuns. Atât. Nu v-a interesat. Nu pot să vă răspund. Așa. Așa. Domnul Boboc. Nu știu ce să zic. Tare ar fi fost bine, asta e o părere personală, să se facă casa respectivă după 27 septembrie. Apreciez ceea ce ați făcut dumneavoastră într-o lună de zile, să putea să face și atunci. Dați un pic, nu, lăsați-mă să vă spun. Țin să vă aduc la cunoștință și a zis că Biserica Pentecostală își asumă construirea respectivă. Din discuția care am avut-o și o rețin chestia asta, v-am spus că nu este ilegalitate. Vreau să vă spun la ora actuală, hidroelectrica Piatra Neamț
o depus un document la primăria Hocești în care ne solicită dacă există autorizație pentru clădirea respectivă. O să răspundem că, și am spus verbal, am vorbit cu domnul director și am explicat că nici nu aveam cum și nici nu cap pe discuția să dăm autorizație pe terenul respectiv. Ce o să se fie, o să dăm răspuns la... Dumnezeu, primăria măcar să fie în stare să o demolez. Nu, dar nu, n-ați înțeles. Înseamnă că n-ați înțeles. Înseamnă că e politică pură. Eu n-am spus asta. N-ați înțeles. Eu v-am spus că hidroelectrica ne-au cerut, deci s-au autosesizat și ne-au cerut document, dacă am eliberat noi unitatea administrativ teritorială, restul demersurilor pe care îl vor face dumnealor. Dumnealor sunt proprietarii terenului. Punct. Am închis. Mai departe. La domnul Tufescu. V-am spus, exact așa cum am zis, am discutat și în proiectul de rectificare, banii care vor veni pentru, vor fi folosiți, v-am spus, cu proiect de data asta, este o sumă destul de importantă și, sincer, ca primar al Comunii Hocești, nu-mi permit să mai ales să vină și veniți și cu destinații, să se arunce pentru, numai pentru o balastare. Deci, dacă tot au venit banii ăștia, să se facă ceva pentru cele două zari. Bun. Celelalte balastări s-au făcut în urma discuțiilor și dacă nu s-a ținut cont. Dar mi-a pus doamna, așa? Nu vă supărați. Da, dar nu poți să... Eram președinte de ședință, am fost o listă în față pe care scria de la porțiunea cu tare pe la porțiunea, două mașini, pe unde am fost, nu s-a pus decât pe unde am fost cu dedicația. În necunoștință, dar un picul de având în vedere, eu mie nu-mi place un lucru asupra lucrului, când în momentul când persoana nu-i de față, nu pot să discut. Este adevărat, dar în momentul în care mă chemați domnul primar... Și de ce nu e de față? Domnul, vă rog, este reprezentantul Consiliului Local. Pentru că fuge de răspundere, de asta domnul nu e de față. Domnul meu, dar asta, de ce oamenii nu... În momentul în care am fost chemat să semnez recepția, dar mi se pune lista în față, nu se balastează, dar mă cheamă să semnez recepția. Atunci persoana trebuia să fie de față, nu? Acum nu trebuie să fie de față. Nu, am zis că nu trebuie. Nu am jignit, am spus cum s-a întâmplat. Eu am spus, având în vedere că persoana nu e de față, n-am cum să răspund. Cum să vă răspund? Ei, referitor la gardul de la... Referitor la gardul de la Recea, trebuie să vă anunț că primăria Horcești a venit, Consiliul Local Horcești, primăria prin Consiliul Local, cu contribuții, cu o anumită sumă, pentru gardul respectiv. Așa. Eu am o vorbă, și o vorbă din popor. Popa botează, zâlii nu dă. Adică noi am dat banii, ne ocupăm și de execuții, atunci nu mai există director. Deci, banii sunt în contul școlii, de aici încolo răspunde fiecare despre chestia asta. Deci înseamnă că domnul director nu-și face treaba. Dar nu am spus eu, am spus că banii sunt în contul școlii. Atât am spus. Dacă sunt în contul școlii, e clar că... De aici încolo, nu mă duc eu să... Păi atunci înseamnă că mă duc și director la școală, dacă tot fac gardul și la școală. Nu. Este treaba dumnealui. Cum își gestionează suma respectiv, toate chestiile astea, nu... Da, asta înseamnă că s-a mult spus cu dumnealui. Eu v-am spus, asta e ideea. Bun. Doamna Sabe, persoanele, v-am spus, deci venitul la două persoane pentru un altul social este de 255 lei, indiferent de vârstă, indiferent de cărțile. Pentru drumul, deci am făcut două măsuri, urma sesizării și a dumneavoastră și asta vă mulțumesc pentru că ne sesizați toate problemele astea, asta înseamnă implicarea oamenilor, a venit și cetățenii ne-au sunat, am făcut două măsuri, una. În primă fază am anunțat direcția de domnul județienii, cred a Consiliului Județean, s-a dus la cunoștință situația, de fapt, cu praful și cu toate problemele care sunt acolo. Doi, până la intervenția dumnealor, au intervenit cu Greger și cu, în primă fază, am luat măsura noi să intervenim, să stropim noi, până una alta, zilnic, să trecem să stropim noi, cel puțin două ori pe zi, să stropim acolo, pentru că situația e destul de gravă, mai ales acum faptul că s-a deviat circulația pe acolo, suntem conștienți că este un trafic așa, asta e situația. Astea sunt cele două măsuri care, la ora actuală, le-am făcut și cred eu că ar fi cele mai legale din punct de vedere al nostru. Alte intervenții nu avem cum
Să nu plouă, dacă nu plouă cu urât ca să strici iar. Asta e treaba, ideea. Dacă plouă rău, dacă nu plouă rău. Dar domnul Plicecaru, cu tablete, da. Aceeași situație, și știți punctul meu de vedere și îl mențin și îl susțin, referitor la sumele respective, cei 20.000 de lei pe care Consiliul Local au luat de la ziua comunei și la alegeri, când noi atunci asta luasem, parcă țin aminti, sau nu, de la cursul de perfecționare, am decis în anul ăsta să nu mai... Așa? Le-am dus 20.000 către școală. Am împărțit, în mod corect, fiind două PJ-uri în cadrul comunei Părgești, 10.000 la o școală, 10.000 la cealaltă. Punctul meu de vedere, și v-am spus că mi-l mențin și o susțin, este ca aceste tablete să fie achiziționate prin școală. Vor fi obiecte de inventar a școlilor. Asta am susținut și de prima dată. Asta susțin până la capăt. Acolo ar avea evidența firească a copiilor de la școală. Deci în momentul când termină clasa 8-a copilului, mi se pare normal ca obiectul ăla de inventat tabletă să o predea înapoi la școală. E exact ca un niște manuale, sau la sfârșitul anului, sau eu știu eu, modalitatea de... În banii ăștia când i-ați trimis către școli, ați prevăzut și acolo ca directorii să aibă obligația să achiziționeze și internetul, adică Noi le-am dat pentru tabletele de doar pentru jocuri, banii iarăși cheltuiți din ziua. Lucrăm de 4 ani împreună aici. Mie nu-mi place să mă bag în o grada celuilalt. Te ajut, cu dragă inimă, împreună am ajutat, am venit, am avut soținerea Consiliului Local și am mirat anumite sume la gard, la oriunde au fost probleme. Dar de aici încolo ține și de buna organizare a managerului instituției respective. Știți cum e? Mă duc și spun, băi, de aici, uite, iei tablete, dar iei și cartiere, și iei și... Nu, pare jenant, băi, ăsta e a fost știutor, fiecare știe să-ți gospodărească și să-ți dea, dar domnul, 10.000 de lei de la primăria Hogești, bine, Curtea de Conturi, apropo de discuții, că au fost discuții cu tăbun, și întreabă, domnule, dar ce ai făcut cu 10.000 de lei? Aia au fost pentru tablete, sau pentru table, sau pentru ce am dat noi cu destinat, sau pentru gard. De ce n-ai făcut gardul? Și domnul administrator al școlii Răcătău sau al școlii Hogești, o să dea cu sustenat, îl cheamă frumos aici și spune, păi nu am avut, n-am făcut gardul, că nu a fost cum a necesară, sau eu știu eu, dar nici nu mai solicitat altceva, m-ați înțeles? Îmi permite, domnul primar, v-am spus că acel proiect de internet gratuit foarte sunt comună. Am făcut, nu știu, o să chem pe doamna Felicia și ne spune, nu știu, exact, am primit un refuz chiar pe ultima dată. Am sigur internetul gratuit pentru școli, de exemplu, și ar fi binevenit. Noi am făcut atunci, nu știu exact răspunsul, mi se pare că e ceva negativ, nu știu ce... Exact, dacă vreți, o să vă chem și vă spune. Deci asta e domnul Nea. Deci nu pot să mă duc să-i spun ce să facă cu banii. I-am dat banii. Este cu dedicație, cum am văzut acum. De exemplu, vă dau un exemplu. Banii ăștia cu drumuri, da? Mi-au dat cu destin, sau invers, pentru grupuri sanitare. Deci banii ăia se vor duce în contul de grupuri sanitare. Eu nu pot să fac altceva cu banii ăia decât grupurile sanitare. Nu pot să fac. Eu mi-aș fi dorit, de exemplu, mai sunt probleme, uite, când am fost noi atunci cu comisia, am dus la Tovodor. Nu au acceptat. Deci nu au acceptat numai suprafeții din tinderi de drumuri și am terminat discuția. Dacă vreți, așa mi-a spus, dacă vreți să primiți ceva, revenind. Eu am iarăși, aș fi vrut să prind drumul ăsta, măcar până mai încolo, Hogeștiu, nu? Eu știu, poate porțiunile cu probleme. Dar este, dacă dați în voie și o afirm cu toată răspunderea, este prima dată în cei 4 ani de zile, în urma a N comisii de constatare a pagubilor în urma inundației, care au alocat bani. Nu am nicio treabă, nu-i vorb politic, nu-i nimic. Este prima dată. Și surprinzător guvernul care... Nu știu, nu, dar am zis, nu discutăm politic. Este prima dată, în urma, cred că în fiecare an, cred că am fost de 2-3 rapoarte, m-ați înțeles, au fost inundații. De exemplu, țin minte, acum 2 ani, la Bârgu, acolo, era dezastru, i-am dus acolo. Sunt el tot la partea cu banii și cu ele, cu tableții. Am scăpat o doamnă contabilă, dar mi răspunde domnul secretar că am discutat cu dumnealui situația premierii care este, sau puteți să răspund dumneavoastră? Da, destul de la cât mai. Suma este destul de... Noi am făcut deja centralizatorul, sincer, noi vrem, n-am mai spus că... Primesc copiii ăștia în august. Eu pot să promit asta, că până la urmă organizatorul suntem noi. Așa? Vor fi data de 13 august, cred. Nu lăsăm 15 pentru că... Eu cred că în ziua respectivă, fiind sărbătoare, sunt două hramuri pe
în Comuna Părgești și cred că ar fi bine ca și cetățenii să se ducă și nu vreau să le să suprapunem cele două evenimente religioase din comună cu evenimentul nostru. Am luat ca zi 13 sau 14 august acolo datelor respective pentru a face premierea a 5 familii, nu, domnul secretar, parcă 5 familii avem de și 15 sau 16 elevi care au obținut medii peste 7. Suma este destul de frumoșică, este vorba de 10.000 de lei, în jur de 10.000 de lei. Să ne bucurăm pentru că se vede că avem copii care... Asta înseamnă... Și motivăm să... Motivăm să se întoarcă în comuna noastră, să facă ceva. Da, iar în acel lucru, exact cum a spus dumneavoastră, eu nu mai am copii de școală, știți prea bine, dar mă bucur că totuși inițiativa asta care a apărut domnul Dămoc, eu am o vorbă, ce au făcut este corect și feret, să culeg roadele acum. Deci copiii i-am stimulat într-un fel, eu așa o văd lucrul ăsta. Faptul că i-am stimulat cu sumele astea, am dat drumul la startul competiției, i-am făcut mult mai competitiv. Și atunci mă bucur că avem valori, vin din urmă, că până la urmă mai devreme, mai târziu, este schimbul de mâine al Comunei Horgești. De aici vor veni oamenii care vor conduce această comunitate. Exact. Asta zic. Deci tot încercăm să facem tot ce depinde de noi. Acesta a fost primul pas și pasul următor logic. E ca ei să găsească și oportunitatea de a dezvolta o carieră în Comuna Horgești. Eu cred că, din punctul meu de vedere, și asta nu mă lau și nici nu mă fac cu un vers, am fost deschis la a promova tineretul și cei care și-au dorit să lucreze alături de noi și să facă ceva în Comuna Horgești. Au avut un sprijin legal, discut legal. Încă o dată nu discutăm. Vă rugăminte, faci un plan de ansamblu pe final să vadă care sunt consilierii interesați cu adevărat de probleme de reale din Comuna Horgești. Asta e închisă. Declară ședința închisă. Vă mulțumim. Vă mulțumim și noi. Să pui acolo. Thank you.